Panica războiului se extinde în sudul României după ce o nouă dronă rusească a căzut pe teritoriul țării noastre. Dar nu pe malul Dunării, ci la aproape 20 de kilometri de locul unde se dau luptele. A fost la un pas să nimerească un depozit de armament. Pentru analiștii militari e un semn clar că Rusia încalcă spațiul aerian al României. Și pentru prima dată, localnicii din Tulcea și Galați au fost avertizați prin mesaje ro-alert că ar trebui să se refugieze în beciuri ori în adăposturi antiaeriene. Șeful misiunii diplomatice a Rusiei va fi chemat la Ministerul de Externe pentru explicații. Drona a căzut cu puțin timp înainte de 5 dimineața. Localnicii au fost treziți de zgomot. Mulți spun că au auzit o detunătură. Au sunat imediat la 112 și au cerut ajutor. Oamenii s-au speriat, mai ales că sunt departe de linia frontului. Știam că totul se întâmplă pe malul celălalt, nu la noi. Mai ales că noi suntem la 12 km de Tulcea. Timp de mai multe ore, câmpurile de lângă Nufărul au fost cercetate din aer și de la sol. Un elicopter IR-330 Puma al Armatei Române a identificat în jurul prânzului locul în care s-a prăbușit drona lângă localitatea Nufărul. Este acel perimetru împrejmuit. Sunt zeci de soldați și anchetatori care ridică probe din drona prăbușită aici în județul Tulcea. Fragmente din ea s-au împrăștiat pe câteva zeci de metri. Au duduit geamurile. Și câinele s-a speriat și va veni în fața casei de la zgomotul care a fost. Drona a intrat adânc pe teritoriul României înainte să cadă. De la Nufărul și până la granița cu Ucraina sunt 17 km. Celelalte două fragmente de dronă descoperite până acum s-au prăbușit lângă Ceatalchioi, o localitate aflată pe malul Dunării. Nu este mal cu Ucraina. Deci nu ar avea ce căuta aici dronele. Nu ar avea ce. Drona ar fi venit dinspre Marea Neagră și a căzut la doar 800 de metri de un depozit al unității militare Victoria. Surse observatori spun că aici sunt păstrate arme și combustibil. Eu ce tragi, băi, frate? Eu tot aia dronă. Oto, dar nu nimerești. Ia să o vezi culcate acum. Ia să o vezi. Mama mea. Panica a fost și în localitățile din Galați. Pentru prima dată, locuitorii au primit mesaje ro-alert în care erau sfătuiți să se pună la adăpost pentru că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Locuitorii din 8 comune din Tulcea plus cei din câteva cartiere din Galați au primit seara trecută mesaje ro-alert în momentul în care a început atacul cu drone de la Ismail și Reni. Însă în Plaurul, sat în care au fost montate deja adăposturi antiaeriene, oamenii spun că n-au fost avertizați. Nu mi-a venit. Nu v-a venit mesajul? Nu mi-a venit, nu. Da, erați acasă. Da, aici. Premierul României dă asigurări că nu sunt motive de îngrijorare. Nu ne atacă nimeni, oameni buni. Haideți să liniștim populația, că o luăm razna cu toți. Au sărit niște rămășițe dintr-o dronă care a fost lovită de către armata ucraineană. Pentru specialiști nu mai încape nicio îndoială că Rusia încalcă spațiul aerian românesc. Cred că ideea de a nega este una care nu-și mai are rostul în acest moment, nu și-a avut rostul nici la început, să fim sinceri, că atâta timp cât locuitorii spuneau că au auzit pe deasupra capului lor trecând drone. Din primele date transmise a rezultat că fragmentele în cauză sunt dintr-o dronă similară celor folosite de armata rusă. Procesul de expertizare continuă pentru stabilirea circumstanțelor producerii acestui incident. În atacurile asupra porturilor dunărene, rușii trimit de regulă drone de tip Shahed 136. Sunt aparate de zbor fabricate în Iran. Shahed 136 are o lungime de 3 metri și jumătate și o anvergură a aripilor de 2 metri și jumătate. Cântărește 200 de kilograme fără armament. Drona este proiectată să lanseze mai multe rachete asupra țintei pe care o are și poate duce între 30 și 50 de kilograme de exploziv. Cu o astfel de încărcătură, poate distruge complet obiective care se întind pe 10 de metri pătrați. Rusia nu recunoaște că ar fi vorba de dronele sale și acuză țara noastră că tensionează situația artificial. Если Румыния реально была бы озабочена, да, всей развивающейся ситуацией, наверное, вели бы они себя несколько по-другому. Не поджигали ситуацию в Молдавии, не занимались бы провокациями на, так сказать, пространстве своего региона. România are peste 100 de radare, însă dronele care zboară la altitudini mici sunt greu de detectat, spun surse militare. Între timp, analiza primelor două drone recuperate de pe teritoriul României arată că acestea nu ar fi avut explozibil sau alte substanțe și nici nu au explodat la impact, potrivit unor surse din anchetă.